pentru mame, febra întotdeauna este un lucru îngrijorător, dar nu, pentru noi nu înseamnă un lucru rău. Înseamnă că organismul copilașului reacționează la infecția care există în momentul respectiv și că sistemul imunitar funcționează. Când ar trebui să se îngrijoreze mamele? În primul rând, și să se adreseze medicului pediatru. În primul rând, orice copil care are sub 3 luni și febră de 38 de grade Celsius ar trebui să fie văzut. Cei care sunt între 3 luni și 6 luni ar trebui să meargă la doctor dacă febra depășește 38,5 grade Celsius. Iar cei mai mari de 6 luni, undeva la 39 de grade Celsius. Când ne mai punem probleme? În momentul în care febra continuă mai mult de 3 zile. În momentul în care este însoțită de anumite de alte simptome alarmante, cum ar fi copilul este somnolent, iritabil, nu se hidratează, nu urinează, apar la nivelul pielii roșață sau purpură, tegumentele sunt modificate, mâinile, picioarele reci, palide, cu o culoare gri-albăstruie, apar convulsii. Aceste lucruri ar trebui să ducă cât mai repede mama cu copilașul către un serviciu de urgență sau să sune la 112. Când putem să stăm mai relaxați? Copilul este cu stare generală bună, se joacă așa cum știm că face în mod obișnuit, mănâncă, se hidratează, nu apar simptomele de mai sus, atunci putem să ținem copilul sub supraveghere și să încercăm să-l ajutăm în scăderea febrei. Cum putem să facem acest lucru? În primul rând, asigurăm confortul termic, să nu fie prea cald în camera respectivă, să fie o cameră aerisită, copilașul să nu fie îmbrăcat excesiv, pentru că și acest lucru ridică temperatura corpului, da? Dar nici să nu fie foarte puțin îmbrăcat, pentru că pot să apare frisoanele. Frisoanele întotdeauna când apar, temperatura o să fie în creștere. Să hidratăm copilașul, dacă este copilaș care mănâncă lapte de mamă, fiind sugărel mic, atunci încercăm să-l punem cât mai des la sân și să-l ajutăm să se hidrateze mai bine. Cei mai mari să beau cât mai multă apă. Nu trebuie să ne speriem dacă copilul refuză mâncarea, mai ales acea solidă, pentru că de obicei când sunt bolnăviori nu doresc să mănânce, dar important este să se hidrateze. Dacă temperatura trece de 38,5 și nu sunt copii din aceștia foarte mici sub primul an de viață, se poate da și un antipiretic. Totuși, dacă nu reușim cu un singur antipiretic să ținem temperatura sub control, ar trebui să fie văzut de către un medic specialist